jumătate de țară rămâne până mâine sub avertizare cod galben și portocaliu de vreme rea. Ce se întâmplă în acest weekend ne spune directorul ANM, doamna Elena Matescu, în legătură directă cu noi la această oră. Mulțumesc, doamna Matescu, pentru intervenție. Va fi frig și în acest weekend? Bun găsit. Până sâmbătă vorbim de o vreme mai rece decât în mod obișnuit, pentru că valorile de temperaturi la nivelul maximelor vor rămâne unele coborâte. Discutăm de valori care la scara întregii țări se vor situa între minus 1 grad până la cel mult 10-11 grade Celsius. De altfel și pe parcursul zilei de azi observăm diferențe semnificative între regiunile nordice centrale ale țării, acolo unde valorile de temperaturi nu au depășit 0,1-2 grade Celsius, în timp ce în sud consemnăm valori de 9-10-12 grade Celsius. De duminică, vremea va continua să se încălzească ușor, valorile termice se vor situa în general între 8 până la 16 grade, chiar și minimele pe parcursul nopților vor crește, consemnând valori de minus 3 până la 7-8 grade Celsius. Până în această seară vorbim de o atenționare meteorologică de cod portocaliu la ora 22. Rămâne în vigoare pentru județele Botoșan, Suceava, Neamț, Iași și zona de munte a județelor Maramureș, Bistrița, Năsăud și Mureș, pentru că va mai ninge viscolit, vizibilitatea va fi una redusă. Intensificările de vânt cu viteze de 55-65 km pe oră, iar în restul țării, respectiv în nordul, centrul Moldovei sau în Maramureș, Transilvania și nordul Crișanei, precum și zona de munte, discutăm de o avertizare meteorologică de cod galben. Vorbim și aici de viteze de 40-60 de km pe oră, viscolind temporar ninsoarea. Așa cum menționam, din păcate pentru zonele în care am avut pe parcursul nopții care a trecut două atenționări meteorologice de cod roșu pentru județele Botoșan, Suceava, Neamț și Iași, primele atenționări de cod roșu emise de Administrația Națională de Meteorologie într-o lună aprilie, din păcate aici stratul de zăpadă este unul consistent, peste 25-57 de centimetri măsurat în platformele meteorologice, dar cu siguranță troienele sunt mult mai mari, considerând vitezele care au determinat spulberarea stratului prezent. Pentru săptămâna viitoare, doamna Matescu, ce date aveți? Săptămâna viitoare, în săptămâna mare, datele, așa cum am spus, pentru prima parte a săptămânii, valori de temperatură ușor în creștere, 8-16 grade. Vorbim de un episod, în special începând de luni, în care este posibil luni și marți, deci primele zile din săptămâna viitoare, să consemnăm cu precădere în partea de vest, sud-vest a țării la început, apoi și în restul țării, în special în jumătatea estică, valori de precipitații însemnate cantitativ. Așadar, și pentru săptămâna viitoare, la începutul săptămânii, o atenție deosebită, după care a doua parte a săptămânii, începând de joi, vreme în ameliorare și cu temperaturi în creștere de la o zi la alta, cu valori de până la 17-18 grade, inclusiv în capitală, inclusiv în ziua de duminică, sărbătoarea Sfintelor Paști. Asta voiam să vă întreb, deci și de Paște vom avea vreme frumoasă? La acest moment este posibil, din punct de vedere termic, să considerăm o vreme cu temperaturi ușor în creștere și cu temperaturi peste ceea ce ar fi normal. Cu siguranță vom emite o prognoză specializată mâine și pentru sărbătoarea florilor și săptămâna viitoare pentru sărbătoarea Sfintelor Paști. Doamna Matescu, vă mulțumesc pentru această intervenție.